Mai mulți oameni au ieșit astăzi în Piața Mare a Dunării Naționale pentru a protesta în susținerea medicului de la Spitalul Clinic Republican, care acum câteva zile s-a arătat jignit de faptul că îi vorbește în limba română unei paciente, iar aceasta îi răspunde în limba rusă. Potrivit manifestanților, medicul este patriot, iar conducerea instituției nu trebuie să-l pună să-și ceară scuze. Oamenii au anunțat că mâine vor protesta și în fața Spitalului Republican. Anterior, instituția a emis o reacție vis-a-vis de acest caz, în care și-a exprimat public dezacordul față de comportamentul doctorului și a condamnat mesajele care pot afecta pacienții, indiferent de naționalitatea acestora.